Eveniment cultural. S-a născut la Piatra Neamț pe 17 ianuarie 1977. A studiat, apoi a cucerit lumea în lung și în lat până și-a găsit partener de discurs estetic. Artistul Laurențiu Dimișca a deschis recent la București, în Galeria Constantin Brâncuș de la Palatul Parlamentului, prima ediție a Salonului Internațional Outsider Art. Inedită, spectaculoasă, dar și provocatoare pentru publicul de la noi, expoziția reunește peste 100 de artiști din întreaga lume. Dar mai întâi să aflăm pe îndelete ce înseamnă arta brută. Ne lămurește chiar acum Laurențiu Dimișca. Termenul a fost inventat de Jean Dubuffet, un artist francez, și arta brută se referă la artiștii care au fost în psihiatrii, artiștii, oamenii care au li s-a făcut terapie prin artă și din fericire au ajuns artiști fără voia lor, și Jean Dubuffet împreună cu niște psihiatri au reușit să facă o mare colecție în Lausanne, un mare muzeu de artă brută. Și arta brută pornește de la o factură de necizelată, pentru că omul din spital nu avea cunoștințe vis-a-vis de artă. El lua orice material și se manifesta, artistic. Și atunci Jean Dubuffet a inventat cuvântul artă brută, a făcut o companie pe chestia asta, a promovat genul ăsta de artă, a deschis muzee și încet, încet s-au construit centre de artă, muzee, târguri de artă și a câștigat cât mai mult public. Deci e o artă care încet, încet a născut și alte stiluri. Englezii l-au numit outsider art, deci e sinonimul artei brute, și valențele artei brute, arta singulară, Nouveau Invention. Nouveau Invention este o grupare de artiști pe lângă arta brută, pentru că Dubuffet la un moment dat s-a trezit cu foarte mulți autodidacți care aveau lucrări remarcabile, și atunci, ca să nu se facă confuzia între artiștii bruți, cei din clinici, a inventat termenul Nouveau Invention, deci cei pe lângă arta brută. Ei, și de aici, de-a lungul timpului până în prezent, s-au născut diferite stiluri: arta singulară, arta marginală, arta în afara normelor. Și atunci englezii, definind termenul outsider art, i-a dat un spectru mult mai larg. Aici cuprinde și diversele manifestări artistice în afara cele oficiale, mă refer la arhitectura brută. Un exemplu recunoscut de UNESCO este Palatul Ideal de Factor Cheval, un tip care timp de 30 ani și-a construit propriul palat undeva în Haute-Rive, Drôme, Franța. Ei, și alte exemple care pot să le dau, unul este Gaudi, mă refer la arhitectură brută, după aia de artiști de factură singulară, zic eu, Nicu de Sampal, Frida Kahlo, și m-am gândit că de ce nu să aducă în România și genul ăsta de artă, care cred eu că va fascina și publicul românesc. Practicant și promotor al artei brute, pictorul Laurențiu Dimișca a înființat fundația Outsider Art Ro și a adus în România o expoziție care prezintă, în mare parte, piese de excepție din Muzeul Artei Brute din La Palis, Franța. Expoziția prezentă la Palatul Parlamentului, Sala Brâncuș, e de fapt o expoziție educativă, zic eu. Sunt prezenți artiști bruți, vorbim de 100 de artiști care sunt din toată lumea, pot zice. Cam 230 de lucrări și 160 de artiști din Franța, din Maroc, din America, majoritatea sunt francezi, pentru că lucrez direct cu un centru de artă, cu muzeul de artă brută din La Palis, Franța, și mi-a fost mai simplu să aleg lucrările și după aia să ofer publicului românesc ceva, zic eu, educativ. Volubil, vorbind cu entuziasm despre proiectele sale artistice, Laurențiu Dimișca este un personaj greu de trecut cu vederea, mai ales atunci când poartă în mod simbolic o cravată sau o cămașă imprimată cu secvențe din picturile sale. Dar cine este Laurențiu Dimișca? L-am întrebat și pe iubitorul de artă, Marius Tița, prezent la deschiderea expoziției.
Laurențiu de Mișchi este un pictor tânăr, român, foarte activ, foarte talentat. El toată viața și-a dedicat-o picturii. A făcut liceul de artă din Piatra Neamț, liceu numit Victor Brauner, minunat. A făcut facultatea de pictură din Cluj, a făcut un masterat în pictură și mâine poimâine își dă și doctoratul, lucrarea este terminată. Deci el și-a urmărit toate aceste trepte. Între timp a pictat foarte mult, a expus mult, a mers mult în Franța unde s-a întâlnit, a descoperit întâi apoi și a întâlnit colegi de pasiune sau mai bine zis de manieră de a picta această artă brută, artă singulară pe care el a adunat-o după un studiu temeinic demn de un doctorat într-o teză și sub numele de outsider art, artă fără norme și fără limite, pentru că ideea esențială a acestui gen de artă este libertatea, lipsa canoanelor, gândirea, arta ca pasiune, arta ca exprimare, ca nevoie de exprimare. Artă singulară, artă vizionară, artă primitivă sau nouă figurație. Dacă toate acestea vă sună prea pretențios, vă spun că veți recunoaște în expoziția deschisă la Sala Constantin Brâncuș de la Palatul Parlamentului tehnica vitraliului, elemente de bandă desenată și trimiteri la iconografia populară românească, tușe groase încercând să asedieze explozia de culori aprinse. De ce este importantă prima ediție a Salonului Internațional Outsider Art pentru România, ne spune până acum Marius Tița. Este un gen artistic nou, este primul salon de acest gen, dar eu n-aș vedea-o ca pe un import de, eu știu, tendințe, mode străine. În primul rând, Laurențiu de Mișcă nu a început să picteze în această manieră, ducându-se în Franța și descoperind ce fac ei. El făcea deja acest lucru. Sunt elemente de bază în devenirea lui Laurențiu de Mișcă, vitraliu, iată neașteptat, un gen foarte greu, un gen plin de canoane venit din Evul Mediu. Dar găsim și această iconografie, icoanele bizantine, de asemenea un gen plin de reprezentare canonică. Eu aș vedea în toate acestea operele unor oameni care poate nu au decis să facă o carieră și neapărat să lupte pentru a deveni o vedetă a Simezei, cât nevoia de exprimare. Și în icoane avem foarte multă esență populară, chiar naivă, în icoanele pe sticlă este evident. Deci este nevoia aceasta de exprimare. Laurențiu a legat-o clar de o pregătire profesională mai mult decât temeinică, foarte serioasă. Este important și din alt punct de vedere, dincolo de toată această gamă de premiere pe care o reprezintă salonul de la Sala Constantin Brâncuș și a Palatului Parlamentului din București, să înțelegem arta și pe o nevoie de exprimare fără o finalitate neapărat exprimabilă în valute sau în lei, nu neapărat în dorința de a avea un șir foarte lung de expoziții, ci nevoia de a desena, de a picta, de a te exprima în această manieră, în mai multe situații, inclusiv aș putea spune un exemplu legat strict de expoziția aceasta, în modă. Pictura lui Laurențiu de Mișcă, sub bagheta sau sub foarfecă, nu știu cum se spune în artă, unui designer de fashion, Andreea Sultan, a ajuns să fie redingote, cămăși foarte interesante, foarte atractive, pline de culoare, cravate, papioane și tricouri, deci vom continua să avem de-a face să vorbim deja despre o artă, despre o modă artistică de Mișcă and Sultan. Acestea fiind zise, nu-mi rămâne decât să vă invit să mergeți cât mai repede la expoziție. Mai multe detalii găsiți și pe www.dimiscartgallery.com.